Desigur, presa în Republica Moldova trebuie să fie un organ mediatic care nu trebuie să suferi din cauza unor acțiuni ale unor oameni implicați politic. Desigur, decizia a curții, a instanței de judecată de achitare a acestui domn poate fi contestată în instanța ierarhic superioară de către postul de televiziune sau sursa mass media care a fost prejudiciată de această persoană. Este regretabil, desigur, acest lucru când oamenii politici agresează presa, oricare nu ar fi ea.